Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem la o nouă rundă de dezbatere electorale la TV8. Încercăm să vă ajutăm să alegeți liber cel mai bun dintre candidați la funcția de președinte. Bună seara! Bună seara! Invitații de astăzi din platoul Alege Liber sunt doamna Maia Sandu, candidatul Partidului PAS, reprezentată de domnul Dan Perciun. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Octavian Țicu, candidatul Partidului PUN. Bună seara, bine ați venit! Și Dorin Chirtoacă, candidatul Partidului Blocului Unirea. Bună seara, bine ați venit! Bun găsit. De asemenea, a fost invitată la dezbateri și Violeta Ivanov, candidatul Partidului Șor. Dumneaei a ignorat însă dezbaterile de la TV8. Înainte de a începe dezbaterile, am să vă anunț care sunt condițiile, regulile de desfășurare acestora. Veți avea în total câte 11 minute împărțite în câteva runde. Prima rundă, răspuns într-un minut la o întrebare, aceeași întrebare pentru toți candidații. A doua rundă este de dezbatere între candidați. Veți adresa unui altuia întrebări, în total 5 minute. Cea de-a treia rundă este de răspuns la întrebările moderatorului, 4 minute și minutul final. Să trecem la prima rundă. Întrebarea pe care o adresăm tuturor candidaților este: care sunt trei lucruri cu care veți începe mandatul de președinte? Bună seara, stimați cetățeni! Primul lucru pe care îl va face doamna Sandu în calitate de președinte este să răspundă la întrebarea încotro mergem. Astăzi sunt 60.000 de oameni care și-au pierdut locul de muncă din cauza epidemiei și a crizei economice. Sunt mii de familii care au venituri mai mici și credite grele, sunt o treime, avem o treime din companii care sunt în pragul falimentului și nu există nicio claritate pe care să ofere acestei guvernare pentru acești oameni, ca ei să știe care este planul pentru ieșirea din criză. Asta va fi primul lucru pe care îl va face doamna Sandu, să promoveze și să elaboreze un plan pentru relansarea economică și combaterea epidemiei. În a doilea rând, așa cum am zis de nenumărate ori, noi optăm pentru alegeri anticipate, respectiv, din prima zi de mandat, va căuta soluții pentru că aceste alegeri să aibă loc. Toată lumea înțelege că Parlamentul actual este un Parlament corupt, care trebuie dizolvat și trebuie căutați 51 de oameni care se vrea să facă cu adevărat reforme în această țară, să lupte și cu corupția și cu sărăcia. Și în a treilea rând, un gest simbolic, reducerea bugetului președinției, pentru că este rușinos ca pe timp de ciumă să cheltuim câte 100.000 de lei pe zi pentru această instituție. Mulțumesc mult, domnul Țicu. Bună seara, prieteni! Așa cum mi-am asumat în angajament, prima va fi dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova, care este o construcție a trinomului Plahotniuc, Dodon, Șor. Și asta va fi prima chestiune de urgență pentru mandatul de președinte. Doi, desigur, ieșirea din izolarea internațională, pentru că noi avem nevoie de a ne reapropia de România și de a redresa relațiile cu Ucraina, restabilind relațiile și încrederea cu Uniunea Europeană și Statele Unite, iar ca o obligație față de cetățenii Republicii Moldova, restabilirea cetățeniei domnului Traian Băsescu, care trebuie să redevină președintele Partidului Unității Naționale, așa cum a fost gândit de la început acest partid. Mulțumesc, domnul Chirtoacă. Pandemia face ravagii din nou în toată Europa. Se anunță noi și noi restricții. Prin urmare, trebuie să fim pregătiți, în primul rând, să avem resurse pentru a putea face față situației. În ordine, cele trei măsuri sunt următoarele, din punctul meu de vedere. 1. Surse la buget, dublarea bugetului Republicii Moldova. Cum? Prin angajarea legală a tuturor cetățenilor noștri și excluderea oricăror controle în adresa agenților economici, chiar pe un termen de 5-10 ani, în așa fel încât să existe un parteneriat între stat și mediul economic. Să-și angajeze pe toți la serviciu legal, să le plătească salarii oficial, să nu mai fie 2000 de lei pe contract și restul în plic, respectiv prin asta să vină bani la buget pentru pensii, salarii, pentru medicină în special, și să putem avea un respiro pentru organizarea corectă a statului și pentru ca lucrurile să se așeze așa cum trebuie, cum scrie în lege de 30 de ani, dar nu se întâmplă. Pentru asta e nevoie de Consiliul Suprem de Securitate și de Parlament, ca să facem și un moratoriu pe partea de controle. 2. Descentralizare și respectiv surse către primari. 3. Finanțe din exterior pentru repornirea motoarelor economiei. FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană. Mulțumesc. Trecem la cea de-a doua rundă de dezbateri. Propriu-zis, dezbaterile dintre candidați
Domnul Perciun, vă rog să adresați o întrebare domnului Țicu. Domnul Țicu, aș vrea să vă întreb care credeți dumneavoastră că sunt măsurile economice necesare care trebuie promovate în contextul în care în ultimul trimestru am avut o scădere de 14% a economiei. Ce veți susține în calitate de președinte ca măsuri pentru micul business? Un președinte de stat nu are atribuții legate de sectorul respectiv. Știm foarte bine care sunt prevederile constituționale. Un președinte de stat, în momentul actual, poate face două lucruri importante pe care le-am anunțat noi. Este vorba de dizolvarea Parlamentului și de scoaterea din izolare internațională. Restul acțiunilor pe care le putem întreprinde sunt cele care vor fi după alegeri anticipate și construirea unui act de putere diferențiat în care partidele pro-europene real vor avea capacități de schimbare. În contextul actual nu există nicio soluție, noi asta știți foarte bine, cum este construită majoritatea parlamentară și cum vor evolua lucrurile în eventualitatea în care un președinte de stat va trebui să guverneze cu o majoritate socialistă. Precizare aveți? Da. Aș vrea doar să clarificăm aici, pentru că totuși, probabil, în următoarele două luni de zile va veni bugetul în Parlament. Guvernul acesta sau viitorul guvern va veni cu anumite propuneri și întotdeauna deputații, inclusiv președintele, susține sau respinge anumite idei cu care vine guvernul. Și anume, în acest context, vreau să vă întreb dacă sunt anumite măsuri care le considerați prioritare pe segmentul economic. Le vom vedea și după aceea le vom enunța. Nu putem să anticipăm lucrurile pe care le va înainta guvernul. Domnul Țicu, o întrebare pentru doamna Maia Sandu. Da. Putem completa sau putem adăuga la subiectul respectiv? Sau doar atunci când ne vine rândul? Când vă vine rândul. Regulă. Eu nu am întrebări, pentru că domnul Dan Perciu nu poate răspunde la întrebări care o vizează direct pe doamna Maia Sandu. Poate, sunt poate. Acțiunile pe care nu poate, vă asigur. Și respectiv și în cazul domnului Chirtoacă nu o să am întrebări în seara asta, pentru că îl visez în toată noaptea deja. Sunt la 5-a sau 6-a emisiunii cu domnul Chirtoacă și cred că am epuizat toate întrebările pe care le am la dumnealui. Domnul Chirtoacă. Suntem aici 8 din 4 milioane. Îi includ și pe Ivanov, pe Usate, respectiv inclusiv Dodon, cu toată greața. 8 la 3 milioane, la 4 milioane de populație, oficial 3 dacă suntem real. Noi suntem obligați să avem o ținută și o discuție între noi altfel, indiferent cine este prezent, indiferent de visuri, să putem să ne adresăm întrebări, să putem să răspundem, să arătăm că nu ne pasă de propria persoană, dar vrem ceva mai bun pentru această societate. Încotro ne ducem noi? Printr-o asemenea abordare și atitudine, noi încurajăm pe oameni să le fie greață de noi, să stea acasă în aibii pe 1 noiembrie. Și așa o să plouă și o să fie glod toată Moldova. Este pe muchii de cuțit situația care avem noi. Noi trebuie să ne ridicăm la un alt nivel și de asta vă chem, domnule Țicu și domnule Perciun, să facem în așa fel încât în urma dezbaterei să rezulte ceva bun. Ca oamenii să spună, da, domnule, mă mai duc o dată și mai încerc să mai votez. Pentru binele copiilor mei, dacă nu măcar pentru al meu, că voi fi și eu în continuare generație de sacrificiu. Domnul Chirtoacă, o întrebare pentru candidat, ceilalți doi. Domnule Țicu, îi vorbiți pe toți de rău, nu găsiți limbă comună cu nimeni. Cine totuși este bun până la urmă? Eu sunt un om al cuvântului, domnul Chirtoac, și atunci când mă angajez într-o construcție politică, am anumite angajamente pe care domnul Ghimpu nu le-a respectat, domnul Leancă nu le-a respectat, blocul acum nu le-a respectat. Și în condițiile astea am luat decizii care sunt în corespondență și în corespundere cu tot ce sunt eu ca personalitate. Și deciziile pe care le-am luat, atenție, de fiecare dată au fost cele corecte pe care lumea le-a salutat și le-a înțeles. Unii imediat, alții mai târziu, așa cum a fost și cazul blocului acum, care a înțeles greșelile și erorile care le-a făcut și pe care le-a semnalat mult înainte ca ele să se întâmple. Eu am întrebat altceva. Nu cine a fost rău? Și despre mine ați spus. Mucos, câine maidanez, ieri prost, și fel de fel de... sau întrebări prostești. Sau mai bine discutăm cu muștele decât cu Chirtoacă. Le-am auzit toate astea. Cine este bun?
Atât. Avem partidul bun. Întrebarea este cine este bun. Tocmai de asta, domnul Chertoac, tocmai de asta și-am ezitat să vă dau întrebări, pentru că din ceea ce o să urmeze, lumea nu o să înțeleagă nimic. Și o să zic, suntem deci o gașcă de țipălăi aici, care discutăm lucruri care n-au nicio importanță. Asta este stilul dumneavoastră de a fi și nu puteți să vă schimbați. De aceea eu mă abțin de a vă da întrebări. Aveți altă întrebări? Despre asta e vorba, domnule Țicu. Dumneavoastră e atacat și îi faceți pe toți cu ou și cu oțet. După care nu vă place că vi se pune întrebarea totuși cine este bun. Nu vă atac, vă întreb. Haideți să găsim un numitor comun. Este cineva bun? Ne unim în jurul acelei personalități bune unioniste ca să mergem înainte, că doar ăsta e scopul. Propunerea noastră și a mea a fost, este să fim împreună unioniști, în primul și în primul rând. Dar domnule Țicu, întrebare nu de candidat, dar de unionist către un alt unionist, aveți? Nu am nicio întrebare, domnule. Cetățenii Republicii Moldova, cei care împărtășesc idealurile unioniste, vor trebui să aleagă cel puțin din dumneavoastră doi. Cum să-și dea seama care este bun și care nu este bun, dacă dumneavoastră nu vreți să vă provocați unul pe altul la discuții? Nu se poate pune problema între bun și care nu este bun. Care este mai bun și care este mai puțin bun? Bun, prin faptul că suntem unioniști ambii, deja este bine. Domnul Chirtoa, când dați voie să am și eu o părere? Da. Încerc să fiu constructiv. O întrebare pentru Maia Sandu. De ce nu vine doamna Sandu personal la dezbatere? Pentru că aici, în acest studio, acum un an de zile, eram în dezbatere pentru locale și nu venea domnul Năstase la dezbatere. L-a costat scump turul 2 în municipiul Chișinău. Am experiență personală de a participa la dezbateri și campanii electorale din 2005 încoace. Participarea la dezbateri este crucială pentru un candidat. Prin asta se formează emoția, prin asta se formează încrederea, mobilizarea la vot. Ori ar fi fost bine și consider că este necesar în continuare să vină dumneavoastră personal. Cred că întrebarea este mâine, clară. Poimâine. Haideți să auzim răspunsul. Noi în această campanie ne batem cu Igor Dodon. Ieri, inclusiv, am lansat o invitație la dezbatere în fața președinției. Astăzi a avut loc un eveniment cu participarea doamnei Sandu, unde l-am așteptat pe domnul Igor Dodon la dezbateri. În primul tur participă reprezentanții, în al doilea tur doamna Sandu va fi prezentă și îl așteptam pe Igor Dodon și în primul tur să aveam această discuție, pentru că este evident că bătălia se dă între acești doi candidați și aici ar trebui să existe lupta de idei, contradicțiile, ori cred că prezența dumneai aici în studio nu ar contribui la obiectivul nostru comun, să scăpăm nu de Igor Dodon ca persoană, dar de tot ceea ce el reprezintă, de sărăcie, de corupție, de impostură, de trădare de țară și toate celelalte păcate pe care le are acest individ. O întrebare pentru domnul Chirtoac. Domnul Chirtoac, aș vrea să vă întreb dacă în turul 2, în cazul în care câștigă un alt candidat de dreapta, sunteți gata să-l susțineți necondiționat în lupta împotriva lui Igor Dodon? Este o chestiune pe care am anunțat-o în luna februarie. Am participat la această discuție 4 entități, 8 partide, 4 entități politice actuale. Mișcarea Unirea, PLDM, PAS, Platforma DA. Din păcate, colegii de la PUN nu au dorit atunci să participe la discuții. Și a fost o înțelegere clară, ca să le fie mai ușor și oamenilor, că ne vom susține necondiționat în turul 2, în așa fel încât să scăpăm de Dodon cum am scăpat de Plahotniuc, de data asta prin vot. Doar că în turul 1 îndemnăm pe toată lumea să voteze cu încredere Unirea. Votați Unirea în turul 1 ca să creștem ponderea unioniștilor și în politică, nu doar în societate, în sondaje cu 30%, și în turul al doilea să-l putem bate pe Dodon. Precizări? Nu? Totuși, poate aveți o întrebare pe care vreți să o adresați Maia Sandu, ori cetățenii, alegătorii sunt curioși să află ce ar întreba o Octavian Țicu pe Maia Sandu. Domnul Perciu n-are cum să răspundă la întrebarea asta. Ok, A fost o întrebare sau a fost o situație de data din 9 mai, în care noi am decis cu blocul să mergem să depunem flori la Monumentul Soldatului Român și Maia Sandu a refuzat acest lucru, invocând niște chestiuni și aș vrea să întreb, dar n-are cum să răspund Dan Perciun în locul doamnei Maia Sandu. Eu v-aș spune ce a răspuns, dar eu cred că o să-i pice sondajele cu totul atunci. Probabil au fost niște chestiuni legitime pe care le avea dumneai și nu putea să participe la acel eveniment. Nu era noi nimic. Întotdeauna am optat și o să optăm în continuare pentru consolidarea societății.
Ceea ce trebuie să facem noi acum e să găsim o majoritate de oameni în această țară care, dincolo de anumite preferințe etnice, geopolitice, să vrea cu adevărat să-și dea votul pentru un președinte care o să lupte cu problemele cotidiene pe care le au astăzi oamenii. Și ele sunt sărăcia și corupția. Și noi asta o să facem consecvent, o să căutăm și o să convingem această majoritate să iasă la vot, indiferent de anumite preferințe geopolitice pe care le au sau identitare, pentru că noi toți trăim în această țară, toți mergem pe aceste drumuri stricate, toți ne luptăm cu aceiași funcționari corupți și este interesul nostru a tuturor să învingem sărăcia și corupția în Republica Moldova. Am zis că n-avea rost să dau întrebare. Nu sunt de acord și permiteți să reformulez eu această întrebare. Chiar dacă este domnul Perciun aici, mai sunt 2-3 zile de campanie. De aceea vă rog, domnule Perciun, să-i transmiteți doamnei Sandu această întrebare cu rugămintea de a răspunde public, dacă n-a putut să vină la această invitație, ce a fost cu acea chestiune de pe 9 mai și respectiv depunerea de flori la mormintele ostașilor români. Nu este nicio problemă să putem adresa chiar și în asemenea mod întrebări. Eu la asta chem să avem un nivel mai înalt al discuției. Eu am fost în rest, lucrurile cumva au fost împărțite din acest punct de vedere între partidele pro-europene și unioniste. Dumnealor își văd de integrarea europeană, care nimeni nu o dă de la Bruxelles la ora actuală Republicii Moldova. Noi mergem pe direcția unionistă, pe care am fost întotdeauna și care a devenit o speranță pentru 30% din populația Republicii. Domnul Chirtoacă, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Dați-mi voie, cel puțin, de această dată, în aceste dezbateri electorale, să vă pot adresa întrebări și să aveți timp să răspundeți la ele, că de obicei nouă nu ne reușește. Avem în mesajul nostru de campanie toți pentru unul și unul pentru toți. Ajungem să vorbim despre asta chiar foarte rapid. Vă mulțumesc că mi-ați lăsat timp pentru a adresa întrebări. Mie îmi place cel mai mult această rundă din dezbateri. Eu m-am așteptat, e adevărat, în sfârșit să avem dezbateri pe conținutul platformelor și promisiunilor electorale. Văd că nici de această dată, nici în aceste alegeri nu. Am o completare la chestiunea cu partea economică. Trecem la următoarea rundă de adresare întrebări și răspunsuri pe care sper să le primesc. Prima întrebare este evident pentru Maia Sandu și este evidentă întrebarea. Nu credeți că, dumneavoastră personal, credeți că doamna Maia Sandu procedează corect neparticipând la dezbateri electorale? Eu cred că este corect ca dumneavoastră ei să bată în această campanie cu Igor Dodon. Pentru că ca să-l învingem pe Igor Dodon, avem nevoie de unitate. Doamna Maia Sandu în campanie electorală se luptă cu Igor Dodon sau luptă pentru voturile alegătorilor? Pentru că dacă o face pentru voturile alegătorilor, probabil că trebuie să vină să vorbească cu alegătorii. Ei participă la zeci, sute de întâlniri în această campanie în teritoriu. Noi toți facem același lucru, mergem și vorbim cu oamenii și încercăm să-i convingem că ceea de ce are nevoie societatea astăzi nu sunt certuri la televizor, ci este nevoie de unitate în această luptă comună a noastră a tuturor împotriva sărăciei și corupției. Spuneți-mi, prin ce este diferită Maia Sandu de Igor Dodon, anume pe acest subiect al participării la dezbateri electorale, în condițiile în care, la fel ca și Igor Dodon, le ignoră? Pentru că doamna Sandu este gata mâine să participe la dezbateri cu domnul Dodon. Astăzi a avut loc acel eveniment, dumnealui nu s-a prezentat. Noi, în repetate rânduri, i-am lansat aceste invitații pe care el le-a ignorat. Mulțumesc pentru răspuns. Domnul Țicu, sloganul dumneavoastră electoral este președintele care ne unește. Spuneți-mi, vă rog, cum veți reuși să uniți în jurul dumneavoastră vorbitorii de limbă rusă din Republica Moldova, rușii din Republica Moldova? Noi facem asta deja de jumătate de an. Campania Ce înseamnă unire a avut deopotrivă pleant și ziar în limba română și în rusă, în care am mers la cetățenii de etnie rusă și de ucraineană și găgăuză de la Vulcănești până la Iedineț și le-am vorbit de avantajele unirii. Rezistența față de unionism a crescut, a scăzut sensibil, vedem asta din creșterea numărului unioniștilor, inclusiv din acțiunile pe care le-am întreprins, unde n-am avut provocări, unde de obicei unioniștii până la a porni noi această campanie de unire existau anumite resentimente, agresivitate, marginalizare. Lucrurile s-au schimbat profund, pentru că mesajul nostru este net superior, este unul integraționist, care se adresează tuturor cetățenilor Republicii Moldova și, într-adevăr, este un proiect, unic proiect de țară, care poate oferi tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de etnia și limba pe care o vorbesc, să trăiască într-un mediu de bunăstare, prosperitate și securitate în cadrul statului român. Da, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Dorin Chirtoacă, iarăși sloganul dumneavoastră, unirea pentru toți.
Ca să înțeleg corect, asta înseamnă că până în 2024 reușiți să înfăptuiți unirea? Din momentul în care avem un președinte unionist, un parlament favorabil unirii, lucrurile se pot rezolva în termen de un an după modelul celor două Germanii. Dar pentru asta trebuie să muncim în continuare, să convingem, astfel încât să obținem cele două instituții să fie de partea unirii. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 1917-1918. Ce înseamnă într-un an de zile să obținem unirea? Dumneavoastră, cum vedeți unirea înfăptuită? Noi am prezentat public, pentru prima dată, în general s-a prezentat în spațiu public, mecanismul de realizare a unirii. Integrarea instituțiilor, votul celor două parlamente, unificarea monedei, tot ce ține de pensiile, salariile care trec de la bugetul de la București, așa mai departe. Mecanismul și asta se poate realiza într-un an de zile. Au făcut-o cele două Germanii și am făcut-o și noi acum 100 de ani. N-ar fi aceasta o problemă, doar că noi considerăm unirea pentru toți trebuie să înceapă totuși de la consolidarea electoratului unionist, care a fost alungat în cele patru vânturi ale Uniunii. Probabil că unirea s-ar putea înfăptui ușor în condițiile în care 100% sau 90% din populație și-ar dori, dar ce faceți în condițiile în care 60% dintre cetățeni, așa arată ultimele date ale sondajului, barometru opinii publice, nu-și doresc unirea? Erau 90%, erau 80%. Da. Și iată până la anul se schimbă ceva? În așa măsură? Evident. Din momentul în care unirea nu mai este percepută ca fiind o sperietoare, un pericol, cum a fost în toți acești 30 de ani de la independență încoace, și a devenit clar o speranță, până și în limba rusă suntem întrebați, la modul a România zahocit, a România patianit, și respectiv există răspunsul și la aceste întrebări, că România da vrea, România da poate. Rămâne să convingem în continuare. Dacă am ajuns la 33%, asta ce înseamnă? Că fiecare al treilea cetățean al Republicii Moldova este pentru unire. Trebuie să mai facem un pas ca fiecare al doilea cetățean să fie pentru unire și atunci reușim să o facem. Tehnic vorbind, se face într-un an. Pentru a putea să ajungem la propriu zis implementarea unirii, realizarea tehnică, cum am spus, este nevoie să creștem popularitatea acestui curent până la peste 50%. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim cu celelalte întrebări. Am revenit în platou Alege Liber. Următoarea întrebare pentru doamna Maia Sandu. Vine din programul electoral. Eu am citit programele electorale, cel puțin cele pe care le-am putut găsi. Spune așa programul. Judecătorii și procurorii corupți vor fi dați afară din sistem, hoții vor fi pedepsiți, iar averile acestora vor fi confiscate. Funcționare care vor cere mită sau vor hărțui oamenii de afaceri vor fi pedepsiți și eliberați din funcție. Spuneți-mi, vă rog, aceste promisiuni, în ce măsură se înscriu în atribuțiile unui șef de stat prevăzute de Constituție? Acesta este unul din obiectivele de bază ale doamnei Sandu și a partidului PAS și cred că și a blocului acum, să facem ordine în justiție. Așa, și președintele cum are două atribuții importante în acest sens. Primul ține de desemnarea judecătorilor ca urmare a propunerilor care vin din partea CSM. Așa. Președintele poate în mod evident bloca promovarea în funcție a judecătorilor cu probleme de integritate. Și avem aici suficiente exemple recente când Igor Dodon a tolerat și a încurajat și revenirea domnului Klima la Curtea de Apel după invalidarea alegerilor la Chișinău și revenirea doamnei Kishkadoneva, dacă nu greșesc, la Curtea Supremă de Justiție în funcția de vicepreședinte după ce am pierdut un caz la CEDO și acum din buzunarul nostru a tuturor vom rambursa 70 de milioane de lei. Deci asta poate face președintele în primul rând. Nu, în al doilea rând... Haideți să fim corecți. Președintele poate bloca o singură dată. Dacă CSM-ul înaintează un judecător spre a fi numit în funcție sau avansat, președintele poate respinge candidatura, evident aducând argumente, a doua oară nu mai poate face dacă CSM-ul revine cu același judecător. Așa ajungem la doilea punct foarte important. Deși trebuie să menționăm că Igor Dodon nici lucrul ăsta nu l-a făcut, nici măcar prima dată nu a expus public toate argumentele care ar fi trebuit să le expună pentru a bloca numirea acestor judecători și a informa opinia publică. În al doilea rând, optăm până în pânzile albe o să luptăm pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, într-adevăr să luăm la puricat averile acestor persoane, pentru ca să ne asigurăm că în sistem nu sunt oameni care s-au îmbogățit din banul public și au construit
casă și au cumpărat mașini scumpe pe spatele nostru al tuturor și care înfăptuiesc o justiție corectă. Și aici președintele poate veni cu inițiative legislative, da. Și după cum v-am zis, unul din obiectivele noastre imediate, pe termen scurt, este declanșarea alegerilor anticipate. Vreau să puteți garanta că situația după alegerile anticipate se va schimba radical? Pot să vă garantez că dacă nu vor fi alegeri anticipate, cu siguranță situația nu se va schimba. Dacă vor fi alegeri anticipate și dacă poporul acestei țări va vrea ca în justiție să fie ordine, iar cei care au furat și s-au îmbogățit ilicit, și avem aici suficiente exemple, avem un procuror cu fică cu casă la Tohatin de 1 milion de euro, și asemenea exemple sunt foarte multe. Deci dacă oamenii vor vrea ca această practică să înceteze, vor merge la alegeri anticipate și vor vota pentru partidii care susțin această evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, și atunci vom avea și o majoritate alături de care să o facem. Dacă nu vor fi alegeri anticipate, se va conserva această situație mizerabilă, și am văzut toți ultima decizie a CSM-ului când 5 judecători care figurau în dosarul spălătoriei rusești, au fost repuși în funcție. Acum le vom plăti salariul și 4 ani de zile, 1 milion de lei din bugetul de stat și nimeni nu va răspunde pentru acele crime care s-au comis. Dacă ne dorim conservarea acestei situații, atunci nu ieșim la vot pe data din 1 noiembrie, nu votăm pentru doamna Sandu, dar dacă vrem o schimbare, ieșim și votăm, după care mergem la alegeri anticipate și votăm pentru niște partide care își asumă pe bune lupta corupției, așa cum a demonstrat doamna Sandu. Vă spun că mecanismul de declanșare al anticipatelor este totuși un pic mai complicat decât să poți face asta dintr-o singură mișcare. Nimeni nu zice că este un proces simplu, dar un proces care trebuie făcut și pentru care trebuie să ne luptăm. Iar un președinte votat de 800.000 de oameni are toată legitimitatea necesară pentru a asigura acest rezultat. Da, atribuții? Dodon, Cușor, cu Plahotniuc au bătut palma pentru o majoritate în Parlament odată cu pierderea președinției. Va fi extrem de dificilă și această bătălie privind dizolvarea Parlamentului. Noi trebuie dusă, trebuie făcută. Deocamdată trebuie bătălie ușoară. Totuși tot se promit. Următoarea întrebare pentru domnul Octavian Țicu. Tot vine din programul dumneavoastră electoral. Unificarea infrastructurii terestre, feroviară, energetică, digitală și de comunicații cu România. Cine sunt partenerii dumneavoastră de dialog din actualul angrenaj politic al României cu care intenționați să faceți asta? Și a doua întrebare este dacă ați calculat cât costă acest exercițiu? Noi am stipulat, cel puțin eu am declarat că există două angajamente imediate care țin de atribuțiile președintelui, care pot fi imediate, dizolvarea Parlamentului și ieșirea din izolare. Celalte trei angajamente țin de asumarea unui act de guvernare, care cred eu că, în ciuda lucrurilor care se spun și se vorbesc, fața unionismului va fi cu totul alta după aceste alegeri. Și asta vă spun cu toată siguranța, pentru că votanții noștri nu sunt doar cei care credeți sunt unioniști, dar o masă mult mai extinsă de cetățeni a Republicii Moldova care s-au săturat de lipsa de perspectivă în acest stat. Prin urmare, în primul rând, într-adevăr, Partidul Unității Naționale are un parteneriat cu Partidul Mișcarea Populară. Domnul Traian Băsescu este președintele de onoare a Partidului Unității Naționale. Există doamna Guțu, care e vicepreședinta partidului în cadrul Guvernului României, iar punțile sunt trase reciproc prin prezența acestui parteneriat pe care îl avem. Iar asumarea unei guvernări din partea Partidului Unității Naționale cu un prim-ministru al Republicii Moldova, pe care, evident, în calitate de președinte, cum spuneam, domnul Băsescu își va restabili cetățenia, vom propune domnul Traian Băsescu funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, pentru ca noi, odată împreună, să putem declanșa procesul de reîntregire. Este vorba de asumarea, în cadrul fiecărui ministeri, a departamentelor de reîntregire. Spuneți-ne cât ar costa această, dacă ați făcut un calcul. Ați făcut o promisiune, ați calculat cât costă asta, pentru că dincolo de voință trebuie să existe bani. Da. Iar astfel de procese costă foarte scump. Aceste procese vor fi asumate de statul român, împreună cu Uniunea Europeană, pentru că, evident, direcția financiară de bază va fi un buget suplinit atât de Uniunea Europeană cât și de România. Pentru acești parametri de încadrarea infrastructurii, noi estimăm o dublare a bugetului Republicii Moldova pentru 4 ani de mandat. Asta. Dați-mi, vă rog, o cifră. Păi, 4-5 miliarde pe care noi credem că în 4 ani de zile ajustarea infrastructurii în condițiile pe care noi le-am prevăzut acolo sunt o cifră. 4-5 miliarde ajung pentru unificarea infrastructurii terestre, feroviare, energetică, digitală și de comunicații. Așa credem. Am înțeles. Mulțumesc. Este greșit, eu am să prezint cifre calculate.
Domnule Chirtoacă, un președinte al tuturor, care este poziția președintelui, dacă ajungeți, președintelui Chirtoacă față de comunitatea LGBT? Nu putem fi mai catolici decât Papa. Am spus lucrul acesta, suntem liberali și înțelegem și această situație și de aceea urmăm ceea ce deja au decis autoritățile europene, americane, inclusiv s-a pronunțat și Papa Francisc, zilele trecute chiar. Mersi. Dar am câteva completări legate de ce s-a spus aici. În primul rând, îmi pare rău de specularea numelui domnului președinte Băsescu. Eu m-am văzut cu dumnealui la începutul acestui an. Dumnealui s-a arătat foarte amărât de faptul că nu ne unim toți unioniști împreună și el asta așteaptă, să ne unim toți, să fim într-o singură entitate. De asta nici nu vedeți acum să apară cu vreun mesaj de sprijin sau susținere. El nu mai suportă să vadă că este speculat numele și este păcat că se întâmplă din nou. În ceea ce privește cetățenia, trebuie într-adevăr redată pentru că s-a luat abuziv. Legat de costul unirii, 4-5 miliarde de euro sunt necesare doar pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Republicii Moldova în condițiile pensiilor și salariilor. Domnule Chirtoacă, eu mă bucur că dumneavoastră știți răspuns la toate întrebările, dar haideți totuși o să răspundeți la întrebările mele. Păi dacă se spun greșelile, trebuie corectate. Ce înseamnă greșelile? Sunt opinii, domnule Chirtoacă. Costul unirii este de 10 miliarde de... Costul unirii este de 10 miliarde de euro anual timp de 20 de ani, ceea ce înseamnă un PIB al României de 200 de miliarde de euro aproximativ, care ar însemna și infrastructură și cheltuieli curente. Costurile sunt făcute de institute de profil ale Academiei Române. Domnule Chirtoacă, eu mai am întrebări pentru dumneavoastră. Lăsați-mă, vă rog, să vă le pot adresa. Următoarea întrebare pentru doamna Maia Sandu. A primit vreodată doamna Maia Sandu daruri sau servicii gratuite în perioada în care deținea funcția de ministru sau de prim-ministru? Cu siguranță n-a primit. Din ce știu eu despre doamna Sandu, încă perioada în care era la Ministerul Educației și noi eram colegi, a fost un lucru care m-a mirat pe mine și atunci, dumneai ei nici măcar nu venea la serviciu de ziua ei, pentru că la noi tradiția moldovenească este întotdeauna să vină lumea de prin teritoriu cu tot felul de cadouri și mici atenții. Și un lucru care îi displăcea și vorbește foarte mult și despre caracterul dumneai ei. Domnule Perciun, dumneavoastră bănuiesc că știți la ce m-am referit. Sunt anumite instituții de presă, experți, opinii, care îi imputează doamnei Sandu că a fost odată într-o cursă, cu o cursă... Dumneavoastră vă referiți la Open Dialogue, la investigația aia? Nu, mă refer la Elan Șor. Nu, cred că sunt falsuri absolute. Okay. E vorba despre călătoriile private care și le permitea există, filat din contul lui Șor. Nu există nimeni în țara asta, cred că nici din oponenții doamnei Sandu de pe stânga, care să nu aibă certitudinea că un om mai corect și integru, principial, decât dumneai ei, nu există. Da. Următoarea întrebare pentru domnul Țicu. De fapt, aceeași întrebare am să o am și pentru domnul Chirtoac. Programul dumneavoastră electoral cuprinde 5 angajamente. Asta este? Da, cred. Da. Cât timp v-a luat să elaborați programul și câtă lume a fost implicată în elaborarea programului? Elaborarea programului a noi este o chestiune care e de când am preluat președinția, de când am elaborat statutul și este o formă rezumativă pentru că domnul Chirtoacă a început vorbi de unire. Noi nu vorbim de unire, noi vorbim de încadrarea infrastructurii domnul Chirtoacă. Nu de pensii, de salarii, că toți costi unirea. Deci întrebarea a fost concret. Și lucrurile astea... Inclusiv infrastructura. Deci asta să... Pensiile, salariile sunt obligatorii, ele trebuie plătite, după care mai trebuie bani și pentru dezvoltare. Noi vorbeam de infrastructură, domnul Chirtoacă. Aici era întrebare concret pe infrastructură, nu pe pensii. Vă băgați ca musca aceea de ieri la Jurnal TV. Știm, da. Așa. Întrebarea este, cetățenii Republicii Moldova, care bugetul... decid să vă voteze... Dați-mi voie să adresez întrebări. Este corectă abordarea. A spus că trebuie dublat bugetul. Bugetul constă 90% din cheltuieli curente. Dacă dublezi bugetul, automat trebuie să acoperi acele cheltuieli curente, după care trebuie să adaugi pentru dezvoltare. Nu este o abordare, pentru că nu cunoaște dumnealui cifrele, din păcate, și s-a văzut de mai multe ori. Ați avut șansa la runda de dezbateri să dezbateți idei. De ce nu ați dezbătut idei? Ați vorbit despre cine e bun și cine e rău. Uite, asta trebuie nu să vrea faci. Să discute, nu vrea să pună întrebări, nu vrea să răspundă la întrebări, dar are timp să spună despre muște. Două zile la rând. Spuneți-mi, vă rog frumos. Oamenii, cetățenii, alegătorii care vă votează, în baza ce să vă voteze? În baza acestui jumătate de pagină? Exact. Sau se votează oamenii, nu programele și ideile?
Păi evident, da. Este destul de clar scris acolo, doamna Rață. Acolo sunt chestiuni care, oamenii care... Foarte succinte, nu poți să-ți dai seama dacă candidatul are și desfășurat un plan de acțiuni clar, pentru că astea sunt obiective. Campania electorală, doamna Rață, este bazată pe lucruri concrete și angajamente care sunt clare alegătorului. Știți foarte bine cum se construiește un mesaj electoral. Noi nu umblăm cu ziare de stricat nuci, cu care le au alții, am făcut o chestiune care ni s-a părut nouă, importantă și, prin urmare, clară și simplu pentru cetățenii Republicii Moldova. Ei vor judeca, nu noi suntem cei abilitați să întrebăm dacă este bine sau este rău. Domnul Chirtoac, ăsta e programul dumneavoastră? Eu așa l-am găsit. Este foaia volantă. A fost publicat pe niște site-uri ca fiind program, dar este foaia volantă cu principalele... Este și programul desfășurat, că eu nu l-am găsit decât doar asta și n-am putut să-mi dau seama cum obțineți toate aceste avantaje ale Unirii. Programul desfășurat se publică, de fapt, în fiecare zi, capitol cu capitol sau bucată cu bucată, în așa fel încât să putem aduce treptat la cunoștința cetățenilor și în fiecare zi există câte o publicație în acest sens. Cât timp v-a luat să elaborați acest program? Noi am pledat pentru un candidat comun și până la 1 septembrie nu am întreprins niciun fel de măsuri în ceea ce privește pregătirea subsemnatului sau pregătirea unui program și așa mai departe. După 1 septembrie, din momentul în care n-a mai fost niciun fel de dialog și s-a refuzat tot timpul să ajungem la numitorul comun în ceea ce privește un singur candidat unionist, am procedat la mobilizarea organizațiilor teritoriale, acumularea de semnături, inclusiv aveți programul. Aveți un minutul final. Da. Niciodată nu l-ați avut până acum la dezbateri, cel puțin la TV8, nu ne-l consumați. Întrebare pentru doamna Maia Sandu. Spuneți-mi, vă rog, Republica Moldova a avut de câștigat sau de pierdut urmarea asumării răspunderii guvernului și evenimentele care au urmat anul trecut? Deci acea asumare de răspundere... Din perspectiva Republicii Moldova și a cetățenilor Republicii Moldova. Eu cred că Republica Moldova avea foarte multe de câștigat. Dacă pe data din 1 noiembrie doamna Sandu va fi aleasă președinte și toate acele 5 obiective pe care noi ne le-am asumat vor fi realizate. Și hoții vor ajunge la pușcărie, vom ajunge să avem și creștere economică și restabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Înțeleg, dar în condițiile în care era clar că... majorarea pensiilor până la 2000 de lei. Uite, atunci, într-adevăr, Republica Moldova va avea de câștigat. Atunci, în luna noiembrie în 2019, pentru noi a fost o chestie absolut principală, să mergem până la capăt în lupta împotriva corupției și să ne asumăm, bine, doamna Sandu, guvernul atunci să asume responsabilitatea, pentru ca să ne asigurăm că la Procuratura Generală ajunge o persoană care o să ducă la bun final toate acele dosare de rezonanță, și furtul miliardului, și spălătoria rusească, și toate celelalte care așa și stau la murat la Procuratura Generală. Și să ne asigurăm că nu iese de la pușcărie tot felul de indivizi și vedem că acum... Asta s-a pus deja pe bandă rulantă. Și nu se scoși de sub acuzare, judecători care au participat la tot felul de crime. Din păcate, lucrurile nu merg bine. Asta pentru noi a fost un subiect principal și eu cred că un politician gândind trebuie... din perspectiva unui politician sau din perspectiva interesului Republicii Moldova? Ei cred că a gândit din perspectiva unui om care are principii și valori și luptă și merge cu ele până la capăt. Iar atunci când cineva în alianță trișează și notează intenționat sau împotriva oamenilor care ar fi putut să facă ordine la procuratură, atunci devine un lucru de principiu. Spui piciorul în prag și zici foarte clar că așa nu se poate, pentru că dacă nu faci astfel, riști să compromiți principiul în sine. Da. Mulțumesc mult pentru răspuns. Domnule Țic, o întrebare pentru dumneavoastră. Dați-ne numele câtorva persoane pe care le veți lua cu dumneavoastră la președinție. Prim-ministru, am înțeles cine va fi. Apropo, credeți că va fi acceptat acest candidat de tot de actualul parlament sau altul care vine, reieșind din sondaje, clar cam ce fel de parlament vom avea? Asta depinde de procentajul pe care l-o aveam în alegeri. Dacă vom avea o majoritate care să ne permită crearea guvernului și asumarea funcției de prim-ministru, este o chestiune care va fi acceptată. La fel cum cred eu că și domnul Traian Băsescu va accepta, pentru proiectul este al dumnealui. Punul a fost o intenție a domnului Traian Băsescu, care urma să aibă o anvergură de guvernare atât la Chișinău, cât și la București. Din negocierile și discuții care le-am avut cu dumnealui... Domnul Băsescu este persoană integră? Asta va decide... Din punctul dumneavoastră de vedere, este o persoană integră? Eu cred că Băsescu? Da.
Și vă spun pentru că este... Scandalele mediatice în care a fost implicat. Lăsați discuții legate de scandalul Traian Băsescu. Este omul care a dus România în Uniunea Europeană, a tras scutul antirachet peste România, peste Republica Moldova, iar ca cetățean simplu și ca om de stat a făcut mai multe pentru Republica Moldova decât oricare guvern al Republicii Moldova. Oamenii cu care mergeți la președinție? N-am stabilit încă oamenii care vor merge la președinții, dar nu cred că. Vor fi în mare parte oameni din societatea civilă pe care îi cunosc. Mi-am făcut o anumită estimare a oamenilor pe care aș putea să îi invit în condițiile în care îmi voi asuma președinția și ei vor fi oameni integri, competenți și pregătiți pentru a face față provocărilor din Republica Moldova. Mersi foarte mult pentru răspuns. Domnul Chirtoac, o întrebare pentru dumneavoastră. Eu m-am uitat peste rapoartele financiare de la CEC, da, ale candidaților. Dumneavoastră n-ați deschis cont electoral? Nu o declarați? Acolo? Cu greu, dar am deschis. Aveți cheltuieli? Am făcut primele transferuri legate de pliante și respectiv deci cheltuieli. Pliantele sunt plătite din banii care sunt declarați la CEC, pentru că pe site-ul CEC nu este nimic. Da, pentru că abia acum va fi actualizată informația, pentru că am fost împiedicat să ne deschidem fond electoral. Abia vineri sau acum luni am reușit. Da. Mulțumesc mult pentru răspuns. Scurt, vreau să mai adresez câte o întrebare fiecare dintre candidați. Am citit programul electoral al Maia Sandu, atent. Sunt multe obiective pe care și le asumă în calitate de președinte, care, din păcate, depășesc atribuțiile oferite de Constituție unui președinte. Am întrevăzut și am mai discutat și cu alți cu experți din societatea civilă, am întrevăzut din programul electoral un model de președinte oarecum autoritar. Greșim? Deci, în primul rând, mie îmi pare foarte important ca președintele să aibă viziune de țară. Da. Să știe în ce direcție trebuie să miște Republica Moldova, iar atunci când este ales să expună aceste lucruri public și să le apere, pentru că un președinte este de regulă susținut de un anumit partid politic, reprezentant în Parlament. N-am văzut absolut nimic autoritar în deci nu va fi program. Un președinte autoritar. Va fi un președinte activ, un președinte care va lupta pentru interesele cetățenilor. Da. Mulțumesc. Domnul Țicu, foarte scump. A, mai aveți timp dumneavoastră. Eu am. Mi-am lăsat timp. Nu văd nimic despre un subiect tare drag sufletului meu. Apropo, în programele nimănui dintre candidați electorali, frauda bancară și ce poate face un președinte pentru ca în sfârșit să se facă lumină în această, poate că cea mai gravă crimă produsă în statul Republica Moldova. Nu este un element important pentru programul dumneavoastră electoral sau pentru președinte? Acum un președinte nu poate face nimic. Noi putem să ne asumăm un slogan populist, dar nu avem cum să ne-l asumăm pentru că în condițiile actuale pe care președintele le are, nu își poate asuma. După preluarea deconstruirea acestui parlament, probabil va exista o abordare și a furtului miliardului. În cadrul blocului acum s-au făcut eforturi importante, rapoartele sunt pregătite, au fost și comisii pentru furtul miliardului, știm foarte bine oamenii. S-a pornit acest proces de curățire, care s-a oprit după Ilan Șor la doamna Tauber și la doamna Regina Apostolova. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Oricum, situația este clară pentru noi toți. Este nevoie de o asumare a actului de guvernare de niște forțe care își doresc, în realitate, să rezolve această problemă. Da, mulțumesc. Doamna Ivanov nu a venit la dezbaterile electorale, asta însă nu ne, nici de cum nu ne privează de dreptul să-i adresăm întrebări în lipsa dumneiei și întrebările pe care am fi vrut să le adresăm și să aflăm răspunsuri este ce acțiuni va întreprinde pentru a duce diaspora acasă, care, în asemenea, punct în programul electoral, mai cu seamă pe reprezentantul diasporei Ilan Șor. Ce părere are despre fenomenul transeismului parlamentar? Câte investiții externe legale a adus partidul Șor în Orhei? Care este bugetul programului său electoral și din ce surse va acoperi promisiunile? Dacă va grația pe Ilan Șor în cazul în care va fi condamnat penal? Și care este echipa cu care va merge la președinție? Din păcate, alegătorii, nu știu dacă vor avea posibilitate să află răspuns la aceste întrebări adresate unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale, care vrea votul alegătorilor. De acum, minutul final. Alegătorii acum, din banii din furtul miliardului prin Ilan Șor. Dacă dumneavoastră aveți probe, vă rog să le prezentați la procurator. Încurajez pe toți să depună denunțuri legale. Domn dă 2000 de euro la preoți.
dă bani la cetățeni, la fel face și... Aveți consumați de minutul final. Nu e nicio problemă. Iar experiența de ieri arată că în astfel de situații, când invitații la emisiuni la TV8 fac declarații, este penalizat postul de televiziune, așa că vă rog frumos, nu ne mai faceți cu încă o amendă la CEC, la CEA. Minutul final. Oameni buni, de votul dumneavoastră depinde viitorul acestei țări. Cu toată supărarea, cu toată dezamăgirea pe care am acumulat-o cu toții în 30 de ani față de această clasă politică, este datoria noastră să ieșim la vot și să apărăm țara noastră de tot felul de hoți, de tot felul de clanuri mafiote, de tot felul de indivizi care s-au cocoțat prin fotolii și scrie deasupra legii. Dacă dumneavoastră vă doriți ca vreodată în Republica Moldova hoții să ajungă să stea la închisoare, votați Maia Sandu. Dacă dumneavoastră vă doriți ca statul Republica Moldova să întoarcă cu fața către micul business și să creeze locuri de muncă, votați Maia Sandu. Dacă dumneavoastră vă doriți ca sărbătorile să nu le mai petrecem pe Skype alături de familie, dar cu toții împreună în jurul mesei de sărbătoare, votați Maia Sandu. Dacă dumneavoastră vă doriți să trăiți într-un stat de drept în care toți sunt egali în fața legii, votați Maia Sandu. Vă așteptăm la alegeri. Mulțumesc foarte mult, domnul Țicu. Prieteni, în ziua în care mergeți la vot și înainte de asta, uitați-vă în dosarul fiecărui candidat. Nu votați candidați cu trecut interlop, unioniști cu dosare penale care se declară mari integratori, oameni interpuși care reprezintă interesele celor care au furat miliardul, cei care au făcut cârdășii cu socialiștii și au predat țara lui Igor Dodon, și nu-l votați pe culoc. În 30 de ani ați fost mințiți, trădați și furați, ajunge. Noi vă propunem o înțelegere corectă. Voi nouă încredere și vot, iar noi vouă un proiect de bunăstare, securitate și bunăstare prin reîntregirea cu România. Votați Octavian Țicu, candidatul Partidului Unității Naționale. Mulțumesc, domnul Chirtoac. Pentru a putea rezolva furtul miliardului, trebuie să scăpăm de Dodon, cum am scăpat de Plahotniuc. Stimați unioniști, dumneavoastră sunteți cei care ați fost la baza independenței Republicii Moldova. Și cu toții trebuie să fim la baza unirii. Nu atrageți atenție la certurile care au loc, la urma urmei, în aceste studiouri de televiziune. Treceți peste ele dacă nu putem noi, candidații, poate, să reușim acest lucru. Și veniți la vot pe 1 noiembrie. Veniți! Pentru că de dumneavoastră depinde dacă vom face un pas înainte pentru noiembrie sau ne vom întoarce în mocir la mizerii mafiote. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru participarea la aceste dezbateri. Eu vă doresc succese în campania electorală cât a mai rămas, să câștige cel mai bun și competent dintre candidați. Pe telespectatori aștept mâine la dezbateri. Invitați sunt Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, Violeta Ivanov și Tudor Deliu. Rămâneți alături de TV8, urmează știri cu Angela Gonța.